Iată-l pe Vârticuș, mașina de curse. Știți unde merge? Ah, nu merge. Vârticuș i-a transportat pe un tractor puternic, la uzina unde se fac astfel de mașini mari cu motoare puternice. Magia cuvintelor de politețe. S-a întâmplat o nenorocire la uzina unde se asamblează mașinile mari. Noaptea, pe timp de furtună, un fulger a lovit direct în clădirea de asamblare a mașinilor și a deteriorat centrala electrică. Și din lipsă de energie, atelierul de asamblare nu mai funcționează. Am o idee! Ne vor ajuta cuvintele fermecate! Acestea sunt cuvinte de politețe. Știți ce putere enormă e ascunsă în ele? De fiecare dată când rostim cuvinte de politețe, noi folosim energia lor să rostim împreună formule de salut. Salutare! Bine v-am găsit! Uitați-vă, baterie se încarcă! Bună ziua! Bună dimineața! Bună seara! Bateria e încărcată! Putem începe asamblarea mașinii! Mașină de tractare. Energia s-a epuizat, dar am reușit să asamblăm mașina. Ce cuvinte magice ne-au ajutat să construim mașina? Formulele de salut, exact. Cuvintele de politețe sunt incredibil de puternice. De data asta ne vor ajuta cuvintele de recunoștință. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Să rostim împreună! Îți sunt recunoscător! Apreciez mult! Super! Să începem asamblarea! E un camion de gunoi! Din nou am reușit! De data asta ne-a ajutat magia cuvintelor de mulțumire! Copii, din nou avem nevoie de energie. Cuvintele de cerere politicoasă ne vor veni în ajutor. Te rog! Vă rog frumos! Fii amabil! Îmi permiteți! Incredibil! E o adevărată magie! Și automacaraua e gata! Copii! Nu uitați să folosiți formulele de cerere politicoasă atunci când cereți ceva. Cuvinte de scuze. Arătați-ne puterea magică. Îmi pare rău. Cer scuze. Scuză-mă. Iartă-mă. Am obținut energie să construim mașina. E o mașină de pompieri. Mașinile de pompieri sting incendiile, iar scuzele și cuvintele de regret pot stinge orice ceartă. Avem de asamblat o ultimă mașină. Să folosim puterea cuvintelor de rămas bun. La revedere! Pe curând! Pa! Cele bune! Noapte bună! Am încărcat! Acesta e un greder. Cuvintele de rămas bun ne-au ajutat să asamblăm grederul. E timpul să ne luăm rămas bun și noi. Cuvintele de politețe au o putere extraordinară. Copii, folosiți-le întotdeauna și veți fi la fel de puternici ca și mașinile pe care le-am asamblat astăzi. Să nu uiți să te abonezi!